Vă salut din nou, suntem la moșia mea de la Alboda, pe terasă, pentru că viața este mai importantă și decât presa și decât politica și pentru asta am ales un cadru de viață, un cadru de natură. Dar vom discuta, ca de obicei, la rubrica aceasta, o temă politică. Una destul de clară, destul de strânsă, ca să zic așa, sau chiar limitată, pot să îi spun, și anume ne vom referi la foarte aprigile, după părerea unora, alegeri de la municipiul, pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru primăria Râmnicului. Aș vrea să fac o precizare, pentru că lumea în general nu știe cum funcționăm noi, jurnaliștii. Noi ne trebuie subiecte și când se apropie o campanie electorală, suntem bucuroși dacă le avem. Vreau să vă spun că un subiect bun, un subiect gras, trece în fața preferințelor noastre pentru un candidat sau altul. Adică dacă îl preferăm pe candidatul X, dar candidatul X ne pune pe tavă un subiect greu, scandalos, un subiect care atrage atenția, atunci preferăm să-l jucăm, acel subiect. De data asta, la alegerile de acum, care vor fi probabil în septembrie, nu prea avem subiect, după părerea mea. Deci nu avem subiect. Există doi contracandidați ai lui Mircea Gutău care par, iarăși spun după părerea mea, deci par, sunt subiectiv, două păpuși, două fantoși. Atunci noi, o parte a presei, cea care vrem să facem totuși o presă în care să punem spectacolul publicistic înaintea oricărui interes, a trebuit să ne creăm subiecte, să-i creăm adversarul lui Mircea Gutău. Pentru că consilierii lor și ei înșiși, adversarii aceștia, mă refer la reprezentantul USR Gheorghiu și la reprezentantul PNL Pârvulescu, fac o paranteză, să știți că mi-a venit foarte greu să-i țin minte numele acestui om, pur și simplu nu îmi spunea nimic. Și nu îmi spunea nimic nici acum, mă plictisea și nu știam puțin cum îl cheamă, de multe ori verificam pe net să văd cine este contracandidatul din partea PNL-ului Mircea Gutău, închid paranteză. Suntem puși în situația să-i umflăm noi pe ei, să reprezinte și ei ceva. Că dacă nu, atunci nu avem niciun joc. Aceasta este ipoteza mea și vreau să o verific astăzi cu un invitat al meu, cu jurnalistul Crișu Popescu, pe care îl voi întreba dacă credeți chiar de la. Deci eu gândesc în felul următor. Avem doi contracandidați ai lui Gutău, plictisitori, fără personalitate, cel puțin publicistică, adică nu te inspiră ca jurnalist. Și atunci trebuie să pui în ei personalitate, să-i faci să fie ceva ca să fie interesant să putem scrie despre ei. Un coleg și prieten al nostru comun, l-aș nominaliza aici pe jurnalistul Liviu Popescu, pe care amândoi îl citim cu mare plăcere și cu care amândoi suntem prieteni, i-a acordat lui Virgil Pârvulescu titlul de marketingul politic al anului acesta. Că a venit din neant, cum spuneți dumneavoastră, că n-are niciun fel de personalitate, că a venit dintr-o nebuloasă, dintr-un birou obscur de la finanțe. Nu, altceva vreau să vă spun. Totuși nu e, și vreau să fac o completare la ce spuneați dumneavoastră. Virgil Pârvulescu nu e un șters. Nu cred că e un șters. Virgil Pârvulescu e un personaj cu o tușă foarte groasă, sau poate grosieră. Eu i-aș acorda lui Virgil Pârvulescu premiul de omul cel mai curajos al județului Vâlcea în 2020, întrucât să ai trecutul pe care îl are domnia sa și în această campanie îi va dezbrăca pe toți de toate poveștile de viață.
Deci să ai un asemenea trecut și să totuși să vii în fața alegătorilor să ceri. O să spună, păi da, dar Gutău are două condamnări penale. Primul rând că mai are doar una, nu mai are două. Dar Irea și-a acordat lui Păvulescu premiul de cel mai curajos deci, politician Vâlcean. Cum a zis, stați că vă cum zică, deci Liviu Popescu a zis că e ce... marketingul politic al anului. Deci, fiți atent unde e falsul acestei afirmații. Nu poți să-i faci marketing politic lui Gutău. Deci pe Gutău îl știe, deci notorietatea lui Gutău e 100%. Da? Depășește granițele județului, este depășește. Omul care a avut probleme cu binomul, care a învins binomul, pe care l-a învins binomul și, temporar, care a învins binomul la CEDO. În continuare, că a făcut, a deschis procese împotriva Liviei Stanciu și a altora procurorilor. Și a procurorilor și a denunțătorului, da. Și a denunțătorului, bun. Dar problema e următor, deci dacă pe mine m-ar angaja Gutău să îi sporesc notorietatea, ea spune că nu pot. Pentru că nu pot să treci un om de 100%. Dar în schimb, dacă îl iei pe unul, pe cine vezi nostru, pe Gheorghiu, pe Pârbulescu sau pe unul de pe stradă și spune, domnule, ajută-mă să am notorietate. Dacă el e un anonim, el o să crească imediat. Mai ales dacă se fac scandal. Mai ales dacă se lipește de imaginea unui partid, cum e PNL-ul Speță, care totuși conduce în sondaje. Cel puțin în sondajele de opinie. Deși eu cred că... La nivel național. Păi da, la nivel național. Deși eu cred că Pârvulescu o să fie mult sub scorul. Mult sub scorul. Este sub scorul ăsta. Da. Deci, nu, dar vreau să spun asta de ce. Pentru că el le spune colegilor... Ar fi bine să spunem treaba asta. El le spune colegilor în timpul ședințelor de campanie că pe el partidul cam încurcă. Da. Lucru de altfel fals. Pentru că nu îl încurcă pe el partidul. El nu s-a ridicat la nivelul Partidului Național Liberal, după părerea mea, pentru că Partidul Național Liberal are 32% la nivel național și la Vâlcea cred că are undeva în jurul 27-30% sau poate chiar mai mult. Și el încurcă partidul. El încurcă partidul prin ce? Prin logoreia asta fără sens pe care o are, uneori cu sens, dar alteori fără sens, prin... capacitatea lui de a se certa cu toată lumea, inclusiv cu unii dintre membrii Partidului Național Liberal, întrucât el vine cu o echipă preformată, el vine la masă pusă, deci la sondajele PNL-ului, dar cu echipa lui preformată. Nu o formează în interiorul campaniei electorale cu liberalii. Și atunci se nasc niște conflicte. Deci am stabilit odată că n-are de ce să ia premiul de marketing, pentru că, în comparație cu Gutău, pentru că Gutău are... Stras. Nu, dar de curaj are, de ce? Pentru că eu nu am cașcani. Bun, asta cu curajul, o să da. Deci, din ce se știe, din ce se discută în presă la ora asta? Nu să o spunem foarte, foarte tranșant, pentru că nu putem pune probele pe masa asta, pe măsuța asta pe care o avem. Acum, că nu le avem la noi. Acum, nu le avem bine, la noi. Că nu le avem la noi. Acum, da. Așa. Nu că ele nu există. Da, se spune că domnia sa... în calitatea sa de nu știu ce funcție are la FISC, se ocupă de niște firme. Șeful finanțelor. Acum e șeful finanțelor Vâlcea. E șeful ANAF Vâlcea. Direcției județene a finanțelor publice Vâlcea. A preluat funcția pe care o avea Vântul Noi. Deci o funcție uriașă. Nu e așa cineva la fol. În calitatea lui s-a ocupat de niște firme și firmele astea ar fi direcționate spre o consultanță. Soția domniei sale a avut și cred că are în prezent o societate comercială de contabilitate. Să spună telespectatorii dacă sună conflict de interese ca șeful finanțelor publice să aibă soția contabil. Păi da, dacă eu vreau... Păi stați puțin. Deci are voie. De ce? Îi dă voie legea. Am eu mâine, mă duc la doamna, la distinsa doamnă care e o contabilă deosebită, fără niciun fel de discuție. Și o rog să-mi facă un contract, să colaborez cu dânsa și să-mi țină contabilitatea la societate. Câte controle credeți că voi avea din partea soțului dânsa? 100. Pe zi. Pe zi. Da. Bun. Dar acum, ce legea permite nu e interzis, nu? Categoric. Da. Nu sună bine. Dar nu sună bine. Nu sună bine. Dar cu asta am spus tot. Deci ce ziceți dumneavoastră că mai poate să apă? A spus, domnule, stai așa că
omul are prea mult curaj. Păi uite că noi am spus chestiunea asta, că el e șef la finanțe și nevasta are firme de contabilitate și are firme din județul Vâlcea care colaborează când cu, o spunem noi, cu societatea soției. Când o spunem noi, au o greutate, când apar niște documente, greutatea crește. Și ziceți că când apar, când, sunt ferm convins, când vor apărea contractele, adică sumele pe care e ținută acea contabilitate, ne vom lui. Costă mult. Sigur. Bun. Acum, eu rămân la părerea, și asta încă o dată, s-a spus și dumneavoastră a spus-o, acum o să pună lumea niște contracte pe masă, o să apară pe ziare noastre contractele astea și cu asta basta. Încă nu capătă Virgil Pururescu, după părerea mea, culoare. Deci, după părerea mea, omul e cenușit. Și atunci a apărut chestiunea asta. Deci, aseară, ca să rămânim, sunt mai puțin de 24 de ore. S-a întâmplat un lucru interesant. Mai mulți ziariști au primit pe internet. Nu, dar trebuie să spunem cum a fost publicat filmulețul și cine l-a publicat prima dată și cine l-a făcut viral. Spuneți. L-a făcut viral conturile de Facebook ale USR-ului. Deci noi trebuie să punem problema așa cum se pune. Nu a fost făcut viral acest clip. Mă rog, nu-l comentez. Deci nu a fost făcut viral de echipele de campanie ale PER, ale PSD-ului sau ale așa zisei prese care e apropiată lui Cătău, ca să-i dau o satisfacție colegului. Dar când a început? Puteți preciza când a început să apară pe internet clipul? Azi noapte pe la 10, 22, 23. Bun, deci pe aproape conturile de Facebook care susțin pe față USR-ul. Aproape în același timp cu momentul în care l-am publicat și eu. Da. Dar totuși da. Un pic înainte. Sau un pic înainte. Un pic înainte. Pentru că eram într-o emisiune de televiziune și nu puteam să-l public. Nu, deci e clar că USR-ul l-a făcut viral. USR-ul l-a făcut viral, dar el a izbucnit aseară între 22 și da. La 20. Nu, dar de ce vreau să menționez? Să le spunem oamenilor. E vorba de câteva secvențe de la o petrecere în Thailanda. În Bangkok. În Bangkok. Da. Asta e. Nu e nicio problemă, nu. Păi, nu, domnul Crișu, e important să le spunem de ce am publicat chestia asta. Pentru că au venit unii și au zis, domnule, ați vrut să-l atacați, nu să-l distrugeți. Dar nu se pune problema. N-ai cum să distrugi un om cu imaginile alea. Noi toți, și eu și dumneavoastră și sigur oricine, are asemenea imagini în viața lui. Nu! De ce nu? Mie nu mi-a dansat nicio transexuală pe picioare. Cum? Dumneavoastră aveți imagini astea? Dar nu cred, nu am avut gustul. Nu, dar nu despre asta e vorba. Dar e legal și nu, asta. Nu pot să... Acum e și de laudă. Nu, dar am vrut să fac... Transexualitatea și transgenderii și așa. Ei sunt de laudă. Deci am vrut să fac această mențiune. Că ați spus că toată lumea are asemenea imagini. Dar nu toată lumea are asemenea imagini, nu vă spun. Nu toată lumea. Dar mai, nu, mai picant. Nu. Eu nu vreau să discut din punct de vedere moral, pentru că nu am niciun fel de problemă. Poți să fii candidat la primărie și dacă ți-a stat un transexual pe genul. Da, bineînțeles, nici nu se pune. Deci nu nimeni să distrugă pe nimeni. Nu, dar eu vreau să vă spun că... Dar i-am dat culoare, asta e important. Poate că în repezeala petrecerii, poate că în euforia momentului, nici nu și-o fi dat seama că sunt transexual. Dar nu, deci eu nu vreau să-i fac Virgil Pârvulescu o vină din această cauză. Deci, aproape că ștergem ideea. Dom'le, transexual, netransexual e treaba lui. Da. Dar totuși era important să știe lumea că totuși candidatul acesta, care a vrut să pară un fel de salvator, care vine și are o anumită ținută, vrea el și așa, totuși, el sparge niște euroi pe undeva în Thailanda, da? Sparge niște euroi. Da, dar să știți că la salariul pe care l-a avut, doamne, și pe care l-are, să-i trăiască salariul. O putea să o facă din banii din salariu. De salariu, păi ce am zis altceva? Dar, corul instanțelor morale din PNL Vâlcea, și o parte și din presă, colegi de-ai noștri, altoit cu corul fetelor de la Căpâlna, ar fi făcut nenorocire dacă ar fi absolut, fost Gutău pe... Absolut. Deci Gutău de la o banală strângere de mână cu cântărețul, cu preotul, că nici nu știu dacă mai e preot, că e cateristic, Cristian Pomohaci, au izvorât un șir lung de miștouri, de
ironii, unele bune, altele... Ar fi zis că banii cu care s-a dus acolo sunt furați. Că e vorba de corupție. Că e vorba de corupție. Cu toate că și salariul Butău... E mare, da. E mare. Nu, dar dacă Butău era filmat așa, asta vreau să spun. Că el a fost fotografiat pe o scenă cu Pomohaj, dă-n mâna cu Pomohaj. Și ce val de ironie astăzi. Păi vă dați seama dacă îi dansa lui Butău o transexuală. O altă chestiune. Exact. Am convenit că toți putem avea în viață, că transexuali, fără transexuali, scene din astea. Sigur că da. De la o petrecere, stai cu prieteni, la o bere. Nu, dar vreau să spun că, scuzi, cred că nici nu le-a văzut că sunt. Adică da, fiți atent. Din dinamica imaginii. Fiți atent, domnul. Eu sunt absolut sigur, nu știu, cred că și dumneavoastră, să-mi spuneți, că despre mine, nu, deși există, nu vor apărea niciodată. Păi, pentru că nu candidați la o funcție publică. Și nu numai. Pentru că mediul în care m-am învârtit eu nu e un mediu întrădător. De cineva aici a luat și a folosit imagini luate în intimitate. Da. În intimitate. Eu rog, în spațiu public. Dar oricum, într-o anumită intimitate. Da. Deci, domnul... O carență mare a caracterului celui care a făcut-o totuși. Bun, dar trebuie să-i spunem acestui domn că s-a încurcat cu niște oameni da. Care la ora asta vor să-l dea în gât. Da. Pentru că ei cred că dând aceste imagini le dau un gât. Și s-ar putea întâmpla ca diseară, până când ne mai stăm noi, mai bem o cafea și mai departe, să apară altele. S-ar putea să nu, astăzi. Ar putea să fie peste o săptămână. Eu... Oricum apar altele. Deci... Categoric. Dar eu aș face un apel la electoratul care e inteligent. Din Râmnicu Vâlcea. Marea parte a electoratului inteligent să nu aleagă... să nu-și aleagă primarul. În funcție de imaginile care apar la petreceri. Nu, dar nu se pune problema. Stați. Nu, nu, că unii, ba nu. Pentru că unora li s-a îngrețoșat imaginea lui Virgil Brulescu. După chestia asta. Dar după chestia asta. Și vreau să-l apăr. Asta nu înseamnă că... Adică eu cred că Virgil Brulescu nu poate să fie un primar bun. Din alte motive, nu din motivele astea. Absolut. Din ce motive? Din alte motive. Pentru că nu se pricepe la administrație cum se pricepe cu tău. Nu putem să judecăm lucrurile decât prin comparație. Nu le putem judeca ca la... Spune ceva în plus. Deci numai că nu se pricepe. E bombastic. Și spune prostii. Deci, tată, da. Deci el spune, a spus la un moment dat, că trebuie să lucreze primăria doar cu firme din Vâlcea. El ca om care e șeful finanțelor publice, care știe legislație... Dumnezeule, asta este ceva care... ar trebui să oficiul concurenței trebuie să ducă mâine și să-i spună oprește-te omule, nu mai spune nimic, taci. Deci asta e odată. Doi, spune că trebuie să vină în Vâlcea numai firme la care cărora primăria le impune salariul minim 30 de milioane, 3.000 de lei. Aceeași deci, lucru, oficiul concurenței trebuie să-ți deci, spună când omule. Când un candidat dă două dume din astea, n-ai ce să mai citești. Da. Deci, n-ai ce să mai zici despre programul lui, că vor investitori, pe vreau să spun că chestia asta cu hai să ducem investitor să mărim salariul mediu din zona noastră este un reproș sau o cerință, dacă vreți, care se aduce tuturor primarilor din lumea liberă. Tuturor primarilor din lumea liberă. Iar la Râmnicu Vâlcea, cu atât mai mult, având în vedere că noi nu avem autostradă. Și asta este o condiție sigur. Foarte grea la venirea unui investitor. Bun, dai. Lipsa autostrăzii. Ziceți că a provocat oarecare reacție. Da, eu am publicat poza și filmul. A provocat. Bun. A mie mi-a provocat. Cum să spun, e pentru prima dată când sunt înduioșat. Și chiar mi-a provocat, mi-ar fi provocat o solidaritate. Uite mă ce pățește Virgil Prăvulescu. Dar nu pățește nimic. Dar nu pățește și de ce nu pățește? Pentru că domnia sa a girat, nu spun că a făcut altceva, a girat niște atacuri la familiile contracandidaților domniei sale. Sigur. De pe niște pagini de Facebook, care, adică, și spunem, putem să spunem, scoatem Vâlcea din mizerie. Nu poți să chemi în civil la daune morale, scoatem Vâlcea din mizerie. Pe cine? E, acolo, totuși, imaginea domniei sale este promovată. Nu este nicio problemă, fiecare și imaginea lui Gutău... Dar imaginea familiei lui Gutău, nu, ca lui Gutău... Și a familiei, da, a familiei lui Gutău este jucată în picioare. Păi îmi pare rău de familia distinsului domn Pârvulescu. Dar în aceeași măsură nu mă pot gândi. Stai puțin, și familia lui Gutău. El, dar poate că a pus cu nevasta, nu mă apare în cap. Nu știu. Vom vedea ce mai apare, că se putea să mai apare. Da. Eu promit că republic. Știți de ce republic? Ca să dau culoare personajului. Ce rămân pe aceeași teorie? Dom'le, personajul ăsta n-are culoare
și nu știu cu cine să bate cu tău. Hai să bate. Nu să bate. Deci, e mult spus să bate, da. E mult spus să bate, pentru că Gutău a făcut atâtea lucruri. Mie nu vine să cred. Nu ridic nicio statuie, dar reușește săptămânal cel puțin să facă un lucru memorabil în România. Și dacă ținem seama că Vâlcea și Râmnicu, că e capitala județului, e campion la securitate față de COVID. Da. Și este un lucru extraordinar care... Chestia asumată de Gutău înainte de pandemie, a spus niciun mort. Sigur, s-a întâmplat. Dar, nu era de la Râmnicu Vâlcea, era de la Drăgășani. El a spus de la Râmnicu Vâlcea niciun mort. Așa e. Deci deocamdată e în grafic. E în grafic. Dar numai, dar tot județul. Da. E foarte important. Deci ce au făcut oamenii ăștia, adică da, Mircea Gutău, Gutău cu Noran și cu Costi Rădulescu. Aș vrea să vă adresez și eu o întrebare. Cum sau de ce credeți dumneavoastră că imaginile au devenit virale de pe conturile de Facebook ale USR-ului? Și nu ale PSD-ului și nu ale PER-ului și nu ale ziariștilor? Păi din două motive. Unul că USR-iștii sunt răi de muscă. Deci așa sunt ei. Deci din facere. Din facere. Ei sunt răi de muscă, ei sunt justițiari, da? Morali. Moral, până nu sunt, când o să apară ceva și despre ei, puritani. Sunt puritanți. Și atunci ei acuză, ei trebuie să arate cu degetul. Da. Asta este singura explicație. Uh-huh. Și doi, sunt disperați. Ei cred, deci ei știu. Deci ei trebuie să afișeze ideea și trece la celălalt personaj, la Andrei Gheorghiu, că Andrei Gheorghiu o să fie primar. Deci ei știu că nu. Nici măcar locul 2 nu o să fie, adică părerea mea e că nu o să-l bată pe Părvulescu. Și aceeași părere am și eu, dar cum e omul ăsta? Păi eu cum îl vedeți? El n-are nici, sau, eu nu citesc, pagina asta scoate în Vulcea din mizerie, îl laudă și pe el? Nu! Deci, inițial da. S-a întâmplat o ruptură. Scoate în Vulcea din mizerie a fost o pagină care a susținut USR-ul până la un punct. Sau cel puțin a susținut agenda USR-ului împotriva lui Dragnea, legilor justiției, împotriva lui Costi Rădulescu și a lui Mircea Gutău și a înaltrea simțitului ca să nu fie și a dumneavoastră, și a mea, și a altora de la Vâlcea. Până la un punct când au văzut că așa zisa dreaptă, nu știu ce înseamnă USR, că nu pare de dreaptă, dar nu despre asta e vorba. Când așa zisa dreaptă nu va avea candidat comun. În momentul în care și-au dat seama că nu va fi candidat comun, s-au pus cu picioarele, Andrei Gheorghiu. Nu, invers. Nu. A ei, de la scoate. Deci, scoate mâncele din mizerie. Ce zic despre Andrei? Că useriștii sunt oamenii locul tău mascați. Că e sabotat din interior, e sabotată ideea candidatului unic. Că useriștii, deși nu au niciun fel de șansă să-l bată pe Gutău, rup voturile dreptei ca să facă jocurile lui Gutău și tot felul. Dar nu mă place, mie îmi place. Mă distrează teribil, bineînțeles, normal, mă distrează teribil. Da, bun, acum vă mai pun o întrebare două, să știți că ne apropiem de final. Spuneți-mi și mie, oamenii ăștia, deci, doamne, eu, nu mi-am dorit, nu-mi place ideea de a fi administrator decât aici, unde vedeți dumneavoastră, împreună cu nevastră. Sigur. În rest, mie nu-mi place. Dar presupun că mi-ar plăcea. Nu m-aș băga să mă lupt cu Gutău. Acum, domnule, poate vreodată, poate Gutău obosește, îmbătrânește, nu știu, dar acum Gutău, după părerea mea, e în vârf. Adică, niciodată, domnule, a făcut bretelele, a făcut arenele, a făcut ce vreți. Le spun, face sediu, vămii. Câte reabilitări de școli. Așa. Deci, a făcut atât de multe lucruri încât n-ai cum să-l bați. Sincer, nu fac propagandă. Nu, păi, dar să va vedea. Adică să va vedea. N-ai cum să-l bați. Dar oamenii ăștia atunci de ce, mai ales Pârvulescu, de ce s-a băgat el? Vreau să vă spun că Pârvulescu... El fiind pesedist. A, bineînțeles. Nu, dar vreau să vă spun că Pârvulescu nu joacă un joc. El chiar e narcotizat cu gândul că îl va bate pe Pârvulescu. Dar cine îl narcotizează? În primul rând s-a autonarcotizat. Nu cumva are în spate, și poate că... are și în spate un grup de oameni care poate frustrat din anumite motive, unele chiar financiare. Nu spun că bun, că el e mason, că poate pe acolo asta... cu soțul, păi poate că acolo discută. Nu, poate pentru că acolo... și Mircea Gutău are destui mason pe lângă.
Și eu nu vreau să fac o vină a lui. Nu, adică este unul dintre cele mai agreabil n-are. Este un lucru agreabil la Virgil Părvulescu că e mason. Să mai duce acolo cu lume bună, mai are o agapă frățească, cum să spune, cu oameni de bine. Da, mai citește din Olimpian Ungherea, mai citește din Horea Nestorescu Bălcești. Acum 10 ani, Silviu Popescu, colegul meu de la postul meu, colegul de la Crăiul de Vâlcea. Dacă la Vâlcea nu poți să calci pe undeva fără să calci într-un rahat de mason. A fost o tușă cu care... O tușă plină de talent cu care nu poți să fii doar. Nu sunt nebun, dar plină de talent. Dar plină de talent? Memorabilă. Absolut, dacă da. Ține aminte după 10 da, ani. Da, sigur că da. Dar cu care nu poți să fii. Deci convenim că cineva nu umplă. Cineva nu-l cotizează. Nu neapărat cineva de la, din Loș. Nu știu, cineva. Cineva, da. Și ziariștii. Și consilierii lui. Oia doi, trei, câți are? Unul. A mai rămas sunt unul sau unul? Nu, restul nu sunt ziariști. Unul. Unul e ziarist. Restul unul. Și consilierii lui, ca să îl toarcă un pic de bani, trebuie să-i spună care e șansă, nu? Da, sigur că să-l ducă până ultima clipă, să-i spună, domnule, ești cel mai bun. Doamna Claudia Banu, președintele organizației municipale, ca să se degreveze pe sine de sarcina candidaturii, îi spune că are șanse și a spus alta timp. Domnul Cristi Buican îl narcotizează pe de altă parte pentru că nu are un candidat care să-i se opună lui tău și atunci trebuia să aducă, să vină cineva. Aici vine ultima întrebare. Cum se face că liberalii n-au găsit la ei partid un candidat pentru primărie? Am și eu un răspuns, dar mă las un tipul nostru. Și a trebuit să apeleze la un PSD-ist. PSD-ist notoriu. Deci, să ne înțelegem. Șeful ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor în perioada Dăncilă. Cu Dragnea afară, adică nu cu Dragnea în pușcărie, cu Dragnea da, încă necondamnat. Dragnea liber. Liber. Deci un PSD-ist de carieră. Sigur că acest da. Virgil Turescu este... Domnul Virgil Turescu este prea mașină. Da, PSD-ist de carieră. Da. Își închipă cineva că ar fi ajuns într-o asemenea funcție, că putea să fie Eugeniu Carada. Tot nu-l punea dacă nu era PSD-ist. Deci nu se pune pe mână. Bun. PSD-ist de carieră fiind, îl ia pe noi. De ce? Că nu se mai poate critica, domnul Crișu. Deci PSD-ul nu o să spună, pardon, liberalii nu o să poată spune, să spună, voi PSD-iștii, PSD-iștii sunt. Cailor e PSD-ist, a fost până acum... Un an. Un an, hai să zicem. Aș încerca o explicație factologică. Conducerea, da, în speță, Cristian Buican, a închis partidul, l-a ermetizat, ca să nu vină pericole din afară și atunci în fața... A schimbat data afară. A, bine, asta e normal. Și atâta oameni care puteau fi candidați teribil. A fost o epurare teribilă. Nu că i-a dat afară, a făcut epurare. Pentru că dacă am pasat așa într-un minut, pot să număr 15-20 de oameni din care, valoroși. Din care vreo doi puteau fi candidați. Nu îl băteau, vă puteau, dar oricum că dați onorabil. Sigur nu că da. Nu mă gândesc la Bogdan Pistor. Și liberal, dar și Darniț. Sau Darniț, nu mai zic. Deci a închis ermetic partidul, tocmai din această frică teribilă de a nu îi fi periclitată poziția internă. Și acum s-a trezit în fața unor alegeri, în care oamenii care cară mapa nu pot să se bată cu Butău. Și a venit un... și nici nu erau doritori să se bată cu Butău. Nu voiau acest meci. Și atunci a venit un domn din afara partidului, cum spuneți, de la PSD, asta este dispus. Jenant, adică jenant, umilitor și pentru membrii, pentru organizația. Și pentru Buican. Și pentru Buican și pun într-o situație și pe domnul Părvulescu, care nu poate să facă o campanie ideologică. Nu poate să zică, domne, eu sunt liberal. El nu poate să zică, da? Sigur că nu poate să zică, nu numai că nu poate să zică că nu e liberal, dar v-aș aminti că el după ce a plecat din guvernul Dăncilă, a încercat să se ducă la USR, da. A încercat să se ducă la Plus, adică a încercat pe toate culoarele să ajungă să se lupte cu Butău. Deci, PNL-ul este un vagon în care, de care s-a agățat în extremis, nu e vreo... Da. Lumină liberală în toată problema asta. Corect. Nu o să avem cine știe ce campanie cu miez
Nu, mie îmi place totuși meciul dintre Pârvulescu și Gheorghiu. Trebuie să recunoaștem că... Acolo ziceți, da, divizia, da. Divizia ce, cum ar fi? Sigur că da, matineu, pentru că sunt meciuri frumoase. Totuși, adică, Fece Brașov cu Rocar. Adică ne uităm numai la Steaua Dinamo în fiecare. Haideți să ne imaginăm... Data asta e Steaua sau Dinamo sunt singuri. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru sincerul dialog pe care l-am avut. Vă mulțumesc, ne revedem mâine la revedere.